Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la încă un clip pe acest canal. În clipul de azi o să vă spun o povestioară care s-a întâmplat în urmă cu 174 de ani, dar ea funcționează și în ziua de azi. Mai exact, cei bogați și nesătui iau banii de la cei mulți și slab pregătiți, vânzându-le speranța că într-o zi ei se vor îmbogăți printr-o metodă miraculoasă și vor scăpa de a mai lucra pentru cineva, se vor pune pe picioarele lor, în ghilimele, nemai fiind nevoiți să sclavească unui patron, unui antreprenor, unui șef. Mai exact, în perioada 1849, doi băieți foarte deștepți, pe numele lor Levi Strauss și Samuel Bremen, au creat o știre și au dat-o în presă, cum că în zona Californiei se află aur. Mai exact, ei aveau acolo afaceri. Vindeau blugi, corturi, casmale, târnăcoape, lopeți și multe altele de acest gen. Vânzările lor erau în scădere. Așa că au trebuit să creeze o informație care să ajungă la cât mai multe persoane. Oamenii au aflat că acolo se găsește aur și-au migrat în zona respectivă. Credeți că și-au luat instrumentele de care aveau nevoie de acasă? Nu. Le-au cumpărat de la acești doi băieți deștepți. Oamenii au început să caute aur și ce să vezi? Chiar au început să găsească aur. Ei deveneau mulțumiți deoarece înainte lucrau în agricultură și nu mai doreau să sclavească pentru cineva. Văzând că ei găsesc aur, au chemat mai multe persoane alături de ei să caute aur. Mai mult, știrile circulau în așa fel încât zona respectivă s-a umplut de căutători de aur. Așa a venit curentul de goana după aur din California. Oamenii au început să sape și din ce găseau mai mult aur, cu atât aurul se devaloriza. Pentru că era vorba de cerere și ofertă. Oamenii au căutat aur încât ajunsese ziua de căutat aur să fie mai ieftină decât dacă ei ar fi mers să lucreze în agricultură. Vă sună cunoscută povestea? Pentru că se întâmplă și în zilele noastre. Ok, dacă nu vă este cunoscută, continui puțin. Acești doi băieți, Levi Strauss și Bremen, au devenit foarte bogați. Mai exact, cel din urmă, Samuel, a devenit cel mai bogat om din California în perioada 1850-1860. Afacerea cu vânzare de lopeți, târnăcoape, corturi și așa mai departe l-a transformat în cel mai bogat om al zonei respective. Cei care căutau aur și sperau că se îmbogățesc într-o zi au fost nevoiți să părăsească zona respectivă și să renunțe la aurul respectiv și să se întoarcă în agricultură. Acum mă aștept să vină cineva să spună, păi bine mă, dar dacă n-au avut viziune pe termen lung și să țină aurul ăla, ei bine, pentru o astfel de persoană vreau să-i amintesc că oamenii au anumite nevoi, cum ar fi să-ți fie foame, să plătești o casă și lucruri de acest gen. Deci erau nevoiți să îl vândă pentru a se putea întreține. Minunea nu a durat foarte mult, oamenii au renunțat la acel aur, l-au vândut pe ce-au mai găsit și au plecat și s-au întors înapoi în agricultură, la munca pe care o prestau înainte de a merge în goana după aur. Acum haideți să ne întoarcem în zilele noastre. Vă sună cunoscut această goană după aur? Haideți să luăm un exemplu foarte simplu. Și sper să nu-mi săriți în cap sau cu furci și topoare, că sunt eu ăla care bag bățul pe-n gard să vă agit, dar helium vă spune ceva acest proiect? Vă spune ceva că puteți să cumpărați un astfel de miner pentru a mina helium? Haideți să luăm câteva date statistice. Mai exact, helium este criptomoneda care are lichiditate în piață, supply, de 64,5%. Deci încă nu s-a minat tot, dar ce să vezi? A scăzut prețul de la all-time high
cu 96,31%. Deci, de la 55,22 de dolari, prețul unei monede helium, în momentul în care eu filmez, este de 2 dolari. Vă sună cunoscut cu aurul de la 1850? Sau nu e chiar așa? Păi haideți să vă spun cum făceau băieții deștepți bani. Cei care creiau un astfel de miner, îl vindeau unde, credeți? Păi pe Amazon, unde altundeva poți să vinzi așa ceva. Deci, creatorul acestui miner, router, cum îi spun unii, făcea bani pentru că îl punea pe Amazon, Amazon făcea bani pentru că primea un comision și ce să vezi, mai aveai nevoie de câteva componente. Pe care unde le găsești? Păi la Nvidia, care face niște plăci video sau alții de teapa lor. Sună cunoscută povestea cu cea din 1849. Oamenii mergeau să mineze helium, pentru că, ce să vezi, helium era în jur de 50 de dolari, dar cu cât ei au minat mai mult helium și au băgat lichiditate în piață, acel supply, da, prețul a scăzut. Și asta nu este tot. A ajuns la 64,5, deci până la 100% mai este de minat. Cei care au făcut bani, cine a fost? Păi, am explicat. Cel care a creat minerul, cel care l-a pus pe platforma lui, dar nu era unde a ajuns. Mai are contribuție și un Nvidia, mai are contribuție și alte companii care creează astfel de instrumente de a mina diferite criptomonede. Aici m-am legat doar de helium, dar ce să vezi, sunt multe altele care au nevoie de resurse mult mai mari. Și apoi intră un hard mai mare, o placă video, un procesor, un RAM și așa mai departe. Nu mare mi-a fost mirarea că în perioada pandemiei să îți cumperi un laptop nou era același laptop, doar că la diferență de 2 ani, laptopul pe care eu l-am cumpărat la 2 ani mai târziu era mai scump cu 80%. Ce zici, mă? Deci nu s-a ieftinit laptopul, ci s-a scumpit laptopul. Același laptop cu aceeași componente. Deci, cine a făcut bani din toată agitația asta de hai să minăm X monedă sau Y monedă? Păi, tot cei care aveau și înainte. Dar ce să vezi? Pulimea nepregătită, crede că va ajunge să se îmbogățească doar din simplu fapt că îți dă posibilitatea să minezi X criptomonedă. Nu-ți spun că cei care minau înainte helium, acum cu același router minezi o altă criptomonedă. Felicitări! Nu a fost îndeajuns că te-ai pârlit odată, continui să o faci de mult mai multe ori. Deci, este simplu, actorii sunt alții, dar acțiunea este aceeași. Că atunci era un Levi Strauss care avea blugi și ți punea la dispoziție să te pui în genunchi să cauți aur, sau acum este un Amazon care îți pune platforma la dispoziție să-ți cumperi un astfel de router, diferența nu este mare. Că cei de atunci căutau să se îmbogățească și să scape de sclavia din agricultură, iar cei de astăzi sunt cei care vor să obțină o criptomonedă cu ajutorul telefonului, cu ajutorul laptopului, cu a crea un anumit grup de mineri și așa mai departe, este același lucru. Lucrurile nu s-au schimbat și aici se adeverește o vorbă. Dacă nu învățăm din istorie, riscăm să o repetăm. Și asta se întâmplă în zilele noastre. Povestea este identică. Dar ce să vezi, oamenii după ce că nu se satură de o astfel de țeapă, continuă să propovăduiască să aducă mult mai mulți oameni într-o astfel de căutare de aur și îmbogățire peste noapte. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dacă ați urmărit clipul până în acest moment, chiar mi-aș dori să aflu părerea voastră în secțiunea de comentarii și cum vedeți voi această goană după aur din perioada anului 2020-2023 comparativ cu povestea din 1849.
vă este cunoscut, vă este aceeași poveste decât că sunt alții actorii sau cum vedeți voi acest lucru. Eu vă mulțumesc foarte mult și până data viitoare, mult succes tuturor!